Frumoasa poveste a cărților Cameliei Burghele despre satele sălăjene și poveștile lor adunarea la lansarea acestor volume sute de persoane. Sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj a fost arhiplină la lansarea care a avut loc joi începând cu ora 16. Au fost oameni care s-au regăsit în relatările Cameliei, oameni care cred în păstrarea obiceiurilor și tradițiilor și care cred în nemurirea satului sălăjan. Protagonista evenimentului, etnologul Camelia Burghele, doctor și cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, a creat și de această dată o atmosferă deosebită, un adevărat spectacol al magiei, în care i-a atras pe participanți. A reușit astfel să facă o incursiune în satele sălăjene, prezentând poveștile acestora. Am vrut să vedeți în această prezentare câteva dintre feliile de carieră, ce înseamnă să fii etnolog, ce înseamnă să fii etnolog, antropolog, ce înseamnă să fii etnograf de teren. Printre altele înseamnă să stai la tine în birou cu laptopul în față și cu biblioteca în spate și să citești mult și credeți-mă, eu mi-am dat doctoratul și mi-am început cariera într-o vreme în care nu știam ce este Google. Am lucrat pentru prima dată pe un 486, nu știu dacă vă mai aduceți aminte cei din sală ce este acela. N-am avut cum să dau copy-paste, n-am avut cum să plagiez pe nimeni, pur și simplu m-am dus la bibliotecă cu creionul în mână și cu hârtiile, cu foi veline, parcă le văd și acum. Inclusiv carnetul cooperatorului l-am avut, îmi aduc aminte de la tatăl meu, rămase de nu știu unde și mi-am făcut notițe pe el. Vremuri în care, într-adevăr, doctoratele se dădeau așa cum trebuie să se dea. Iar acel magna cum laude, înțelegeți așadar că a însemnat foarte mult pentru mine. Camelia Burghele a încântat publicul prezent în număr foarte mare la lansare, sala fiind plină până la refuz, printr-o prezentare a carierei sale, precum și a satelor sălăjene și oamenilor. Pasiunea mea cea mare a fost mereu magia, magia mai ales cea terapeutică, dar și cea erotică. Și ca să ajung acolo și ca să le pot convinge pe informatoarele mele să-mi spună ceea ce trebuie, v-am mai povestit și altă dată că m-am lăsat vrăjită, desvrăjită, descântată, blestemată, adusă, dusă, în toate felurile, ca să pot să provoc acest lucru. Lele Măriuță a lui Holdiș, din Apșa Mare, de dincolo de Tisa, a fost una dintre prietenele cele mai bune pe care le-am avut. Când am fost prima dată la ea, ca să-mi spună cum se întoarce rânza, pentru că să știți și dumneavoastră, dacă o să aveți vreodată stări de rău, nu se datorează altor fapte, ci decât pur și simplu că v-a fost întoarsă rânza de cineva și ea trebuie pusă la loc. Printr-un masaj potrivit, iată cum se întoarce rânza, dar pentru că ne-am împrietenit, Lelea Măriuță, săraca de ea, mi-a și stins acolo în apă cositor și mi-a ghicit ce o să mi se întâmple. Vreți să vă spun ceva? Vă rog să mă credeți, tot ce mi-a prezis s-a întâmplat. Nu știu cum s-a întâmplat asta, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt de onoare, nu pot să vă destăinui acum ce mi-a spus, dar toate lucrurile s-au întâmplat. Când am fost a doua oară la Lele Mărie în Apșa de Jos, i-am dus cartea mea de descântece din 1999, culegerea mea. Când am fost a treia oară la ea, descânta după textele mele din satele sălăjene de descântece. Când am fost a patra oară la ea și din păcate n-am mai putut să mă duc pentru că a trecut în lumea celor drepți, m-a luat de mână și mi-a spus: Doamna Camelia, așa mi-ar place să vă las eu dumneavoastră tot ce știu și să fii dumneata de-a mâna întevrăjitoare. La lansare a luat parte și un grup de socăcițe din Peceiu pe care Camelia le-a descoperit în cercetările ei pe teren, ca fiind păstrătoare via obiceiurilor din această zonă. Reamintim faptul că volumele lansate fac parte dintr-un proiect editorial mai vechi, în care au văzut lumina tiparului și primele patru cărți grație colaborării între editura Caiete Silvane Zalău și editura etnologică din București, sprijinit financiar de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și de compania Tenaris Silcotub.